poate să-i susținem cu puține aplauze, vă rugăm frumos, că sunt cu foarte multe emoții. Tuturor le place să se distreze, haideți să-i aplaudăm, vă rugăm frumos și să-i poftim din culise pentru a se pregăti de prima probă. Aplauze pentru idolul frumos! Vă poftim din culise! Invităm în scenă niște tinere foarte... Nu le invităm, ok. Denisa Oncea, dacă este printre noi. Aplauze pentru Denisa Oncea, care vrea să ne gândească de la o piesă frumoasă. Aplauze pentru Denisa!
o să mai încercăm pe Denisa în cele ce urmează. Dar până atunci o să urce niște fete foarte energice aici pe scenele de noi. Este vorba de fetele de la Fit For You, care ne-au prezentat un moment de Tango Jumps. Aplauze pentru Fit For You!
Ei, ne-am distrat că ne-am distrat acum, mai trecem un pic la perechile noastre, să le punem la încercare. Și-o invit în scenă perechea numărul 1, Cristia Vlad și Bucă Diana. Aplauze, vă rugăm frumos!
Bundescu. Prezent. Caraiman. Era unde? Haideți să vedem dacă aveți un minimum de cunoștințe necesare pentru înscrierea în clasa a treia. Trecem întâi la matematică. Deci cât fac? 1 plus 1. Frumos!
Elisa este o fată care a răspuns întotdeauna prezent tuturor invitațiilor noastre și vreau acest lucru cu bine mulțumim din suflet. Aplauze pe la nivelul de Elisa Moncea. Am văzut trei probe de impresionare, urmează să vedem și pe celelalte trei. Așa că invităm în scenă perechea cu numărul 4, Pârsan, Denis și Barabaș Mara. Aplauze pentru ei. Vă rog, lucrurile pe la cele mai multe, dacă se poate. Thank you.
fiind perechea numărul 4. Invit în scenă alături de mine perechea numărul 5, Marc Alexandru și Negoi Georgiana. Aplauze!
Felicitări pe numărul 6. Felicitări tuturor concurenților pentru cele mai frumoase probe de impresionare de 3 ediții încoace, părerea mea. Vă rugăm din suflet să vă pregătiți, dragi concurenți, pentru proba de dans, primele 3 perechi. Dar până atunci, dragilor și dragilor, vă mulțumesc din suflet că ați venit în număr așa de mare, să fiți alături de noi. Vreau să specific și să menționez cine este alături de noi și cine organizează acest frumos spectacol concurs cu care am ajuns la cea de-a 3-a ediție și sperăm că o să ajungem la cea de-a 100-a ediție, să dea la noi. Este vorba despre TSD Petrila și PSD Petrila, alături de domnul viceprimar Jurel Parasimică, care îi mulțumim din suflet, fără de care nimic din toate cele prezentate astăzi și de 3 ani încoace nu ar fi fost posibil. Așa că aplauze pentru domnul Vasilică Jurca și mulțumesc din suflet pentru că este alături de noi, la fel cum este de noi și organizația OFSD Petrila, adică doamnele PSD de la Petrila. Ne mulțumim din suflet, le vedeți aici alături de noi. Și domnul secretar de la PSD Senior, este vorba de domnul Cristi Popa, aplauze și pentru el. Și pentru toată echipa, pentru că am citit greu să vă prezentăm ceea ce vă prezentăm astăzi. Avem încă doi tineri talentați, schimbăm puțin cu ritmul și întrebări cu Hip Hop, alături de Marian și de încă un prieten de-al său, pe care aflăm imediat cum îl cheamă. Haideți să primim cu aplauze. Thank you.
care sunt foarte curioase pentru și ei. Vă rog să vă pregătiți pentru proba surpriză. Dar până atunci mai este puțin și o să vă prezentăm două trupe de dans foarte frumoase. Este vorba despre Wow Crew Senior și Wow Crew Junior, pregătiți de Madalena Petrașcu și Alexandra Preda. Se primim cu aplauze. Thank you.
foarte tare, talentați pe care nu sunt sigur că o să mai vedem. Da? Acum e bun. Invităm pe noi un mai aproape de tate, este vorba de Alex Parazit, care ne-a prezentat din nou la un moment de beatbox. Aplauze pentru Alex!
surpriză. De câte am aflat, că am aflat și doar acum în culise, fiecare pereche va primi câte un balon. Așa. Deja au din partea concurenților. Nu cred, nu cred. Așa, să nu le spargeți. Fiecare pereche va trebui... Hai să facem o mică demonstrație. Vino puțin să vedem. Veniți puțin să vedem. Ca să se vede toată lumea în ce constă. Pe Cupido? Hai, vine, vine puțin Cupido în față. Mergeți la rog, ascultați. Acum avem pe Cupido, o să pune și pe el în evidență. Dă un balon în pace. Deci, puneți balonul în jurul râului. Apropie-te. Mai jos, mai jos, mai jos. Așa. Așa. Și pe melodia aceasta frumoasă, pusă de domnul Cristi, balonul trebuie să ajungă undeva la nivelul ăsta. Deasupra pieptului fete. Vreau să vă spun... Vreau să vă spun că dacă balonul pică, deci dacă balonul cade sau este spart, aspectul propriu. Voi ce câștigați? Aplauzele publicului. Haideți, mergeți în spate să ne vedem pe rechile. Mulțumim, dragoste mea. Așa. Hai să oprim un pic muzica. Haideți aici. Haideți să spun o linie. Faceți o linie, toți. Așa. Fiecare în poziția de strat. Așa. De acolo. Ok. 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 Un pic mai sus. Ok. Și un pic. Haideți mai puțin. Domnul președinte a jurului să vină la mine. Așa. El este Lucian Brândov, președintele jurului. El o să spună, el o să spună stop când proba este gata. Și eu zic start. Ok, sunteți gata? Start! Ok, deci jurul a văzut care perechi s-a descurcat mai bine și care s-a descurcat și mai bine. Haideți să aplaudăm toate perechile pentru această probă. Și vă invităm în culise. În aplauzele dumneavoastră în culise, vă rugăm. Și vă rugăm să vă pregătiți pentru proba declarațiilor de dragoste. Dacă este Luci printre noi? Luci pasăre? O fugi, poate revine. Prezentăm ceva. Mai des, formația mai des. Haideți, invităm niște mai des de voi, pe care tot aici a stat. Aplauze. Dacă între timp apare Luci, să vină aici în plin.
20. Bună seara tuturor! Bine v-am găsit aici și sper să vă distrați în continuare cu noi, ok? Thank you.
Să ne bucurăm de iarul, sunt de domnul și tot ce contează, reprezentăm România. Mulțumim! Mulțumim, Luci și Alex Parazit! Aplauze încă o dată pentru acești talentați oameni din Valea Jiului. Revenim din nou la perechile noastre, ultima probă, proba de declarațiilor de dragoste. Haideți, dragii mei, toți aici lângă mine să vedem ce declarații frumoase de dragoste vă faceți. Hai să repede și prin muzica până intervenție. Proba declarațiilor de dragoste pare o probă nu prea dificilă. Pare doar, pentru că noi ne-am gândit să o facem puțin mai dificilă. Și vin din nou lângă mine pe președintele jurului să ne dea mână de ajutor să vă spun ce constă. Proba declarațiilor de dragoste constă în faptul că băieții trebuie să facă o declarație de dragoste partenerei. Dar, pentru acest lucru trebuie să folosească trei cuvinte folosite, scrise de Juliu, gândite de noi, trei cuvinte cu totul diferite, pe care chiar acum le extrag concurenții noștri din bolul magic. Aveți timp să citiți puțin cuvintele, trebuie să meargă mintea repede, pentru că începem cu perechea numărul 1. Haideți aici, față lângă noi. Am înțeles. Poftim aici, în mijloc. Aplauze de la perechea 1. Am o rugăminte la fiecare dintre băieți. Ați iubit? Vreau să țineți microfonul aproape de gură, să vorbiți tare și clar. Poftim. Baftă. Citește cuvintele. Pasiune, ochi și frută. Uneori, când stau și te privesc atent în ochi, simt o pasiune atât de mare, încât nu știu, nu pot explica nimic. Îmi iau foarte mult frântul din stomac, tremur, plâng. Am încercat tot timpul să te fac fericită, să fie totul bine, ok. Mi-a reușit și uneori nu. Să te fac cu prieteni, cunoaște lucruri din copilărie. Am copilărie pe prună, de mici, mici, foarte mici. Și vreau să-ți urmezi toată cele bune viață și te bun. Felicitări pentru colega anului lor. Mulțumim. Urmează pe perechea numărul 6. Le luăm așa pe sărite, să vedem, să fie o surpriză. Poftim. Cuvintele, te rog. Primăvară, odor, dragoste. Primăvară, odor, odor și dragoste. Hai să vedem. Ioi. Dragul meu, Rai, mi-aduc aminte, primăvară, odor, dragoste, odor și mi-aduc foarte de dragoste. Atât. Felicitări pe linia numărul 2. Poți să plătăresc cuvintele, poate le mai folosești pe viitor. Să folosești cuvintele și pe viitor. Perechea cu numărul 2 urmează. Aplauze și pentru ei. Tare și microfon aproape, bine? Cuvintele. Inel, soare și muzică. Să vedem. Deci marea mea dragoste, în această zi cu soare, vreau să-ți dăresc inel, să te cer în căsătorie, să fii pe brâța mea, o muzică foarte frumoasă și să-mi dansezi un dans. Felicitări pe linia numărul 2, aplauze!
5. Cuvintele. Competă, cartofi și stomac. Să dăm. Sunt o separată cu trompeta, iar melodia să-ți ajungă până în stomac, iar tu să faci o porție de cartofi faini. Aplauze pentru perechea cu 5. Urmează perechea cu numărul 3. Hai să vedem cuvintele. Dioțel, plină și simfonie. Și bun, ok. Pasta. Mi-a apărut în viața mea ca un iocel, într-o zi de primăvară. Desigur, iubirea ta cea mai bună care m-a apărut. Se transformă când ajungem acasă, într-o dragoste eternă. Desigur, părinte mea când ne iei cam așa și mi-o pui mereu pe șifonie și după aia, atât. Felicitări, mamă, să știu de-a numărul 3. Ultimii, dar nu ce din urmă, perechea pe numărul 4. Poftiți! Hai să auzim cuvintele. Portocale? Portocale? Suflipa? Ochelari. Ochelarii de la perechea 3 sau alții? Sau la portocale, că sufletul mi-a spus că e niște ochelari, pentru că aplauze pentru toți concurenții, s-a descurcat foarte bine în această probă. Dar acum, m-a puțin la logistică, vreau să mai văd așa un bilețel. Am văzut că și prea copilul nostru a vrut un bilețel. Unde e bilețel? La domnișoară, așa că zic. Ia să facem zi. Am înțeles. Hai să vedem. Aplauze pentru perechile noastre și invităm în culise. Haideți să aplaudăm perechea 1, 2, 3 și până la 6. Felicitări, s-a rezolvat foarte bine la această probă. După această ultimă probă a declarațiilor, cea mai frumoasă probă, zic eu, e vin lângă mine trupa Fresh Color. Thank you.
aplauze încă o dată, vă rog frumos, pentru Fresh Solo și Alina Stancu. Dragii noștri, competiția s-a încheiat, probele s-au terminat. Așa că până juriul deliberează, vă invit să urmăriți un dans frumos, prezentat de Denis Vârsan și Alexandra Preda. Și în al doilea rând pentru toți îndrăgostiții.
și în Carpat. Folclor, muzică, fără lecții de istorie, fără mutarea granițelor, fără modificarea granițelor, și în Carpat. Thank you.
spontaneitate, scuzați-ne mulțile. Se acordă dintr-un Bunaru George și Chiriță Bianu. Deci cei mai spontane de la seara. Invitația noastră în această seară, în număr așa de mare și
și cele mai multe aplauzele de casa dumneavoastră publicul, pentru că s-o spate foarte căduși. Vă rugăm de suflet să nu plecați, pentru că avem doi tineri frumoși care vor să spună și să-și cânte și ei melodiile frumoase. Haideți să o primim cu aplauze pe Roxana Arna.